Europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu a fost prima persoană importantă din PSD care a vorbit deschis despre posibilitatea unei rupturi în cadrul PSD. Imediat după aceea, Mircea Joan a fost președinte al partidului și exclus din PSD recent pentru că a cerut capul lui Victor Ponta, a anunțat că își va face propriul partid. Liderii social-democrați lăjeni nu cred că acest lucru se va produce. Tiberiu Mar, președintele PSD, se le-a spune că după pierderile alegerilor prezidențiale s-a creat o emoție puternică în partid, tributară și precedentelor create chiar de pesediști prin pedepsirea liderilor care au pierdut alegerile, respectiv Ion Iliescu în 2005 și Mircea Joană în 2010. Sigur, imediat după alegerile prezidențiale s-a creat o emoție la nivelul partidului. În comitetul executiv s-a decis ca la începutul anului 2015, în primul trimestru, să se organizeze un Consiliu Național în care să se lanseze un proiect politic și să se stabilească, pentru că așa e statutar, Consiliul Național trebuie să stabilească o dată pentru un congres extraordinar. Sigur că au apărut discuții atunci în comitetul executiv, pentru că au fost și excluderi și au fost și reproșuri, așa e după ce pierzi alegerile, se caută vinovați și Mircea Joană, Vanghelie au fost principalii purtători de mesaje de schimbare a partidului. Eu nu știu în acest moment să existe intenții serioase din partea cuiva legat de crearea unui nou partid sau de intenții ale parlamentarilor de a se duce într-o parte sau în alta. Știu că există discuții, dar nu am nicio informație legat de anumite intenții care s-ar putea concretiza în următoarea perioadă. Mircea Joană spunea aseară că este nevoie de schimbare în PSD și cu Victor Ponta nu se poate. Dumneavoastră, pentru că sunteți lider PSD de foarte multă vreme, credeți că trebuie să se schimbe ceva la PSD sau e ok cum funcționează acum? Eu sunt convins că trebuie să se schimbe ceva la PSD, cum sunt convins că trebuie să se schimbe în toate partidele, pentru că cel puțin un mesaj în votul din noiembrie din turul 2 e clar pentru toată lumea. Partidele sunt tributare unor practici depășite, unor mesaje care trebuie revizuite și unui mod de organizare care nu mai este de actualitate. Trebuie să ținem seama de mesajele care s-au dat atunci și din diasporă și de pe zona virtuală și să ne adaptăm la realități. Între Mircea Joană și Victor Ponta, Tiberiu Marc pe cine preferă? E mai sensibilă întrebarea, dar... Da, e foarte sensibilă, dar cred că în acest moment nu se poate pune problema în felul ăsta. Sigur, Mircea Joană a plătit politic pentru pierderea alegerilor. În acest moment, sigur, există o sensibilitate. Din păcate, partidul a creat un precedent în aprilie 2005, atunci când la congresul organizat s-a, după pierderea alegerilor prezidențiale din 2004, a fost oarecum un semnal. Ion Iliescu a fost sancționat. După aceea, la alegerile prezidențiale următoare, Mircea Joană a fost sancționat.
E o întrebare dificilă, n-aș vrea să mă pronunț în momentul ăsta. Bine. Eu cred că Victor Ponta are capacitatea să propună un proiect politic pentru noile realități care sunt și de care nu putem face abstracție. Deputatul Iuliu Nosa crede că Mircea Joană încearcă din nou să rupă PSD, dar e convins că nu va reuși acest lucru și că nu există posibilitatea de scindare a partidului. Decizia luată de domnul Joană, pentru mine personal și cred că pentru mulți colegi din PSD, nu este o surpriză. După ce a pierdut președinția partidului în 2010, încercând să rămână în fruntea unei structuri politice, și atunci a încercat formarea unui nou grup politic. Acum, pentru că suntem la început de an și mulți dintre noi visăm lucruri frumoase să ni se întâmple în cursul unui an, face din nou aceleași gesturi. Dar eu am convingerea că, deși există un val de supărare în partid ca urmare a alegerilor din toamna anului trecut, partidul va rămâne unit și va continua ceea ce electoratul i-a dat, respectiv guvernarea țării. Cât de periculoasă e scindarea PSD-ului sau ideea de scindare promovată de Mircea Joană pentru PSD? Nu cred. Sigur că pot apărea mici surprize, dar nu consider un pericol și eu cred și sunt convins că acest lucru nu se va întâmpla, respectiv scindarea și pierderea, dacă vrei, pierderea în ghilimele a guvernării țării. Pe de altă parte, senatorul Gheorghe Pop nu crede că este o temă de discuție posibilitatea de scindare a PSD și refuză cu tărie să vadă un pericol în evenimentele actuale. Eu vă credeam un post foarte serios de televiziune care nu ia în seamă tot felul de bârfe. Deci nu-i posibilă scindarea? Păi cum să fie posibilă scindarea? Când trei oameni vor să se autosuspende din partid, e pericol de scindare a partidului. Sunt cel mai mare partid politic din România. Sunt trei lideri importanți. Care important, cred că sunt. Păi nu știu. De-aia v-am sunat să-mi spuneți dumneavoastră. Există sau nu există? Eu nu-i consider lideri importanți. Și nu sunt lideri. Cine e lider dintre ăștia trei? Vanghelie. Da? Vanghelie, care aduce voturi la PSD, de exemplu. Nu, nu este posibilă scindarea. Bun. Să